Campioana județului Sălaj la fotbal, echipa Unirea Mirșit, întâlnește campioana județului Maramureș în dubla de baraj pentru promovarea în Liga a treia. Federația Română de Fotbal a stabilit programul de desfășurare a meciurilor de baraj, contând pentru promovarea în Liga a treia, ediția 2016-2017. Cele 42 de campioane județene au fost împerecheate câte două, rezultând 21 de meciuri. Acestea se vor disputa în sistem tur-retur, învingătoarea urmând a promova în eșalonul al treilea. Jocurile se desfășoară pe data de 18 iunie și 25 iunie anul acesta, cu începere de la ora 18. În situația în care, după disputarea celor două jocuri, egalitatea se menține, golurile marcate în deplasare contează dublu, fiind declarată câștigătoare echipa cu cel mai bun gol averaj. Dacă și în aceste condiții egalitatea persistă, jocul se va prelungi cu două reprize a câte 15 minute, fără pauze între ele, dar cu o pauză de 5 minute acordată la terminarea celor 90 de minute de joc. În cazul în care egalitatea se menține și după reprizele de prelungire, echipa câștigătoare va fi desemnată în urma executării loviturilor de departajare, din punctul de pedeapsă, în conformitate cu legile jocului. Numele viitoarei adversare a sălăjenilor de la partid de baraj nu este încă cunoscut, deoarece în județ numele campioanei se va decide sâmbătă dintre câștigătoarea seriei Nord Avântul Bârsana și câștigătoarea seriei Sud Viitorul Ulmeni, grupare care a câștigat la finalul săptămânii etapa județeană a Cupei României în Maramureș. În cazul în care Viitorul Ulmeni va reuși dubla și va câștiga și campionatul, atunci în drumul spre Liga a treia, jucătorii din Mirșit se vor duela cu echipa antrenată de un fost junior al echipei FC Armătura Zalău, Petre Ilieș, tehnicianul echipei din Ulmeni fiind zălăuan la origini, locuind în copilărie în vecinătatea stadionului municipal din Zalău.